Astăzi este duminică, 30 iunie 2013 și mă aflu în orașul Breaza din județul Prahova, în crescătoria unui adevărat campion al Văii Prahovei, al României și al UCP-ului. Este vorba despre domnul Popi Florin. Vă salut, domnul Florin. Ce faceți? Azi e duminică și v-am găsit-o printre porumbei. Abia am sosit de la desigilare și printre porumbei. Ce etapă ați avut? Când ați avut? Ieri? Da. Am avut o etapă de viteză de mi-fond la Miciurin, o etapă de fund la Velica, în Ucraina, și o etapă de maraton la Viliansk, la 120. Și cum s-au mișcat porumbei? Sunteți mulțumit? Datorită timpului acordat, sunt super mulțumit, da. De cum, nu? Da. Am înțeles că mai aveți un mare ajutor aici în familie, în persoana tatălui, dacă nu greșesc, da? Da, tata mă ajută, că eu, dacă sunt în serviciu, sunt plecat prin țară, timpul este cam scurt acordat. Îi văd sâmbătă când vin la îmbarcare și duminica la când îi aștept. Atât, da? Atât, în rest. Și îi lăsați tatălui tot scris acolo, da, sau prin telefon comunicați? El îmi spune ce se întâmplă acasă, cum se mișcă, cum zboară, dacă stă vreunul trist. Îi spun ce trebuie să fac. Ce să-i mai facă, nu? Da. La etapele de concurs din sezonul ăsta, cum v-au mers porumbei? Sunteți mulțumit de rezultate? Am spus, cu timpul ăsta cam scurt, eu sunt mulțumit anul ăsta. Știu că sunteți o persoană foarte ambițioasă, de-aia vă întreb. Da. Vreau să joc toate etapele, orice etapă. Peste 2 săptămâni avem etapa de Doneț. Maraton, mare maraton la Doneț, da? Maraton. Și? O să angajez o echipă de 5. Super! Vedem ce se poate. Și vi pregătiți în mod special, domnul Florin? Da, vreau să-i pregătesc chiar acum timpul de la mai mult, să le acord un timp mai mult, să mi-i pregătesc să obțin și o rezultate mai bune. Pe măsura așteptărilor, da, nu? Da, să aștept ceva mai bine. Știu că în ultimii ani dumneavoastră ați obținut și rezultate bune, foarte bune chiar, atât la nivelul județului Prahova, cât și la nivel național, dacă sunteți amabil să ne enumerați câteva dintre ele. 2011 a fost anul de vârf al carierei mele, să spun așa ceva. Am fost vicecampion național la viteză maturi, în cadrul Uniunii Columbofilii Profesioniste, cu rezultate bune și la crescători. Am avut locul 4 la crescători, viteză, palmares pe 2 ani, locul 4 pe 3 ani, cu rezultate bune și la fond, sosiri la fond, locul 1 pe lansare la Buscos Drojdu, etapă de 680. Bun. Am avut locul 3 cu același porumbel la o etapă de Presov, tot pe mașină pe lansare. Excellent. Cu același porumbel. Din păcate mi-a lipsit norocul sau neșansa, a făcut să nu mai claseze următorul Presov. Da. Și l-am pregătit la următoarea etapă de Buscos Drojdu. Și, din păcate, cu sosire cam proastă. Cam proastă, da. 140 de puncte. Aveam un punct 30 din două etape și speram să ies aveați de top 3 și la fund. Foarte mari, da. Șanse mari și, din păcate, ce să... Asta e. Joaca merge înainte. Sportul că nu vă filmul mare niciodată. Tragem, sperăm la mai bine. Aveți categorii preferate de zbor, domnul Florin? Ce să spun? Categoria mea preferată ar fi fost viteza, dar acum joc tot, indiferent. Dacă angajați și la Donetsk cu speranțe mari, înseamnă că aveți porumbei și de fund, nu? Da, și de fund și cam toate categoriile. Dar considerați că vreo anumită categorie se zboară mai greu decât alta? De exemplu, demifondul se zboară mai greu decât viteza? Fondul mai greu decât demifondul? Acum, cum zborăm spre bulgari, cam grele. Deci etapele de Miciurin, cam greu, sosiri cam grele. Bine, a fost și schimbare de rută, nu? Și schimbare de rută, da. Asta ne-a dat pe noi peste cap. Puțin. Noi cu porumbeii pe munte, toți zburați de 3-4 ani, vă dați seama. Să plecăm în jos acum, schimbă la 180 de grade, greu a fost. Greu. Dar cu pui cum stați? Am înțeles că aveți un lot serios de pui, nu? Da. O parte aici la mine în crescătorie, o parte am făcut un tandem cu domnul Bocioacă Mihai, care este la FCPR. Și acum vreau să văd... În toamnă intrați amândoi în tandem, da? Da. Vreau să văd cum se mișcă. Și în tandem cu el la FCPR și la noi la UCP. Da. Să încerc mai multe... Domnul Florin, de unde moșteniți pasiunea asta? O moșteniți de undeva pasiunea asta? Din familie. O moșteniți, nu? Și tatăl dumneavoastră, nu? Tatăl meu a avut porumbei de mic. El a moștenit de la un frate de-al lui. În curtea asta sunt porumbei de peste 70 de ani. Tradiție mare, da? Tradiție mare, da. Cu ce porumbei ați început?
început, ce să vă spun, că nu erau rase atunci, acum ani de zile. Cum erau atunci, din Solzato, din Gutu, din Vânătu. Mai mult nu pot să vă dau detalii, că nu prea. Dar în ultimii ani am înțeles că v-ați adus porumbei. Da. Ce să zic? Cu origini excelente, cu origini bune. Ne-am adus, m-a ajutat și domnul Dan Ivanov, căruia țin să-i mulțumesc. Mi-a dăruit un porumbel extraordinar. Hectorul, cum spun eu, este un nepot din Hectorul lui domnul Marius. Andrei Marius. Da. Exact. Un reproducător excelent la mine în crescătorie. Da. Cu rezultate bune. Fiul din el este locul 2 național, UCP în 2011. Fratele lui locul 8 în expoziție, tot în 2011. Datorită lor am ieșit cu capul sus și la crescători. Am prins cam toate categoriile. Da. Ce să zic, un excelent porumbel. Noroc, cu ce importanță considerați că are el în sportul cu lumbofil? Te ajută să ajungi campion național, de exemplu, sau pe podium, sau nu e? Și norocul, dar nu chiar mare importanță. Și eu zic că tot valoarea porumbelului. Valoarea porumbelului și să mai ai câteva cunoștințe, ce știi, ce să faci cu ei. Că la categoria întâi și a doua, dacă nu stai de ei și nu le oferi ce trebuie, slabe șanse să obții rezultate. Să te afirm, să obții, da, rezultate la nivel național. Da. Pe club, astea, dacă n-ai concurență pe club, le obții jucând singur, nu e problemă. Sunteți un tip răbdător cu porumbeii dumneavoastră? Cam câți ani le acordați credit, de exemplu, până decide să eliminați din crescătorie dacă nu vă convin rezultatele? Ce să spun, am ținut până acum. Am ținut 2-3 ani, dar nu. Acum acolo nu mai țin nimic. Dacă nu dă rezultat în primul an, nu facem niciodată nimic. Yearlings, în primul lor an de viață, până la ce distanță izburați? Nu concurez cu ei la distanță mare. Izbor în țară, în țară, nu? Toate etapele din țară. Depinde de clasarea care eu o au. Dacă se clasează bine, rămâne așa, dacă nu, participă și la ultimul fond organizat de club. Selecției la mâna porumbeilor, ce importanță îi acordați? Eliminați, de exemplu, puii din cuibar, dacă nu vă plac, cum arată? Nu. Le acordați șansa coșului, nu? Da. Nu mi-a plăcut, i-am băgat la coș să vedem ce poate ei. Dacă se mișcă bine, dacă nu, rămân acolo. Nu. La Consanguinizer apelați, domnul Florin? Da, să știți în crescătorie, am apelat. Da, am apelat. Am câteva perechi făcute în consanguinitate. Destul de strânsă? Cam până la ce nivel mergeți, de exemplu? Nu, destul de strânsă. Nu incest, nu? Nu, incest nu. N-am încercat până acum. Da. Mai depărtată, dar să știți că văd că se mișcă bine. Da, deci produșii din ei zburați, practic. Nu-i opriți pentru matcă, nu? Nu. Uh-huh. Unul singur care l-am oprit la matcă, o femeie, atât. În rest, tot lotul participă la concursuri. Nu opresc nimic. În puii tardivi, ce încredere aveți? Reproduceți, de exemplu, toamna pui tardivi? Să-i zburați? Nu, sau... nu. Nu am mai reprodus pentru zbor, că am văzut la prieteni ce se întâmplă. Da. Au ținut, i-au antrenat, i-au făcut și la o etapă mai grea cedează. Deci, pentru reproducție, da. Dacă am rezultate cu părinții, îi împerechez, scot un pui pentru mine, pentru matcă și atât. Pedigreilor la porumbei, ce importanță le acordați? Mare 50, sau foarte mare? 50%, da? Da, 50%, că până la urmă nu zboară pe digreu. Porumbelul, dacă are sânge și poate, e sănătos 100%, nu dă greșe. Despre tratamentele la porumbei dumneavoastră, câteva cuvinte, de câte ori le faceți pe an? Da, și... fac tratamente. Da? Deci, tratamentul general care se face toamna spre iarnă, deci la sânge, da. Așa, și primăvara, la etapele de concurs, eu tratez la săptămână. Deci, după ce se întorc din concurs? După ce se întorc, primesc de recuperare, următoare apă, tratament, tot cu recuperare, cu... Pentru ce le dați? Tricomonoză? Tricomonoză, respirație, coccidioză, cam astea, care le repet, la o săptămână fiecare. La matcă, primăvara, de exemplu, când vă formați perechile de matcă, după ce criterii vă ghidați? Ce să spun? Urmăriți o lege a compensațiilor fizice? Vă uitați și după pedigree? Da. Pedigree e mai puțin? Că știu. Da? Că știu pe majoritatea. Dar la mână? Îi iau la mână, la ochi, la fizionomie, să semene cât de cât să aibă un aspect. Ce are un defect, vreau să remediez defectul, dau ceva să care... Să compensați cu celălalt? Da. Și cam așa îi împerechez. Stau, ce să zic, o săptămână, două, până pun la punct, îi trec pe caiet și după aia...
În teoria ochiului la porumbei voiajori, credeți conform căreia, să zicem, valoarea unui porumbel se poate descoperi și în ochiului? Ați urmărit asta vreodată? Am urmărit și să știți că asta, deci sunt cam nedumerit aici cu teoria ochiului. Am observat, din ce am observat eu așa, că porumbei, în general, porumbei cu ochii albi. Vă plac porumbei? Aveți porumbei cu ochii albi? Am și cu ochii albi, dar am și cu ochii roșii. Dar am văzut că porumbei cu ochii albi se pretează la concursele grele, dure. Gen catastrofe, când cam ei vin în față. Asta a fost observația mea, ce am văzut eu așa, da, la mai mulți crescători. Și la mine, și la prieteni. Dar v-ați împerecheat, de exemplu, vreodată porumbei după culoarea ochilor? N-am ținut cont. Dar să nu faceți, de exemplu, și masculul și femeia cu ochii albi? Am făcut mascul cu femeia cu ochii albi și masculul care v-am spus cu locul 1 pe lansare... E scos dintr-o astfel de pereche, nu? Da, are el de yardling un loc 6 la Cosiței, la 520 de kilometri pe lansare. Și la un an de zile, v-am spus, locul 1 la Buscos Droj la 680, locul 3 la Preso 540 pe lansare, pe mașină. Da. Și porumbel din doi părinți cu ochii albi, nu? Și tata și mama. Tatăl este un mascul de stichel în spate și mama este o femeie de Delbar, original. Adică original. Bun. Despre concurența aici pe zona noastră, ce ne puteți spune? Știu că în Braza este o concentrație mare de crescători. Concurență mare am avut. Am fost în permanență, nu? Da. Acum s-a mai stricat un pic așa, că s-au mai risipit, plecat, nu? La FCPR, da. Restul am rămas la UCP. Am avut și o tentativă să plec, dar m-am reîntors pentru că nu mi-a plăcut cum sună acolo și ce era acolo. Și acum am rămas la UCP, unde cred că se poate realiza performanță. Adică, da, ce să vă spun? Cu lansări serioase, lansări pe bune, da, din locurile serioase, respective. Da. Au grijă față de porumbei. Sunt zvonuri la ceilalți, nu vreau să mai spun. Corect. Da, mai bine mă abțin. Dar sunt oameni serioși și regulamentul ne permite să facem treabă bună. Adică e cât mai apropiat de Federația Porumbelor Internațională, regulamentul. După părerea mea, acum nu trebuie să mă asculte nimeni. Da? Asta e părerea mea și asta, eu rămân la părerea asta. Da. Pentru 2013, ce așteptări aveți? Vizați vreun anumit rezultat, domnul Florin? Ce să vă spun, aș... Ce v-ați dorit să obțineți? Ceva mai sus. Mai sus, nu? Da. La ce... Nu știu dacă se poate anul ăsta. Am la demifond câțiva mai bunicei, câțiva porumbei. Din păcate m-au cam dezamăgit etapa asta. Nu au sosit exact porumbei care trebuia. Am înțeles că zburați porumbei la văduvie noastră, nu? Da, la văduvie. Reușiți să vi păstrați în formă tot timpul sezonului, domnul Florin? Să știți că cam îi păstrez. Da? Zburați și mascul și femeile? Da, și mascul și femeile. Înțeleg. Cam îi păstrez. Cum îi joc și la timpul care le acord, v-am spus, tata e 80%. Da, el se ocupă, el numai în sfaturi ce îi spun eu, atât. În rest, el este printre ei tot timpul. Da. El îi antrenează, el îi hrănește, cu curățenia tot el. Când poate și el, are o vârstă și vă dați seama că nu... De, de înțeles, aveți dreptate. Asta este acum, tot înainte. Și acum o ultimă întrebare, dacă sunteți amabil. Spuneți-mi, vă rog, dacă v-ați mai naște a doua oară, v-ați mai apucat de porumbei? Cred că m-aș naște direct în coteț. Direct în coteț, da. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Florin, pentru amabilitate. Vă felicit sincer pentru marea pasiune de care dați dovadă. Vă felicit încă o dată pentru rezultatele pe care le-ați dobândit până acum și vă doresc în continuare multă sănătate și mult succes. Mulțumesc și vă mai aștept o dată. O să mai trec, cu stimă. Da, bine să trăiți, sănătate.